O nouă tentativă a președintelui Maia Sandu de a-și face PR politic pe seama actualei guvernări a eșuat. Totul a pornit de la o postare pe pagina de Facebook pe care șeful statului a făcut-o ieri la orele amiezii. În postarea șefului statului se vorbește despre eventuale suspiciuni în legătură cu exportul mai multor tone de grâu din rezerva de stat și i-a solicitat guvernului să pună restricții pe acest proces. Asta nu înainte de a-și condimenta postarea cu un val de critici la adresa autorităților și un mesaj de solidaritate față de fermieri. În contextul informațiilor apărute în public cu privire la riscul exportului de grâu din rezervele de stat în an de secetă, cer guvernului să acționeze imediat în scopul asigurării securității alimentare a țării. În timp de criză, când economia a fost slăbită de pandemie, iar agricultorii au fost afectați de secetă, statul trebuie să gestioneze corect riscurile alimentare și să garanteze aprovizionarea suficientă cu produse alimentare la nivel național. Mai mult, Sandu nu s-a oprit aici. Fără dovezi rezonabile, președintele a inclus subiectul pe agenda Consiliului Suprem de Securitate, iar la scurt timp știrea a devenit cap de afiș. Printre primii care au reacționat la postarea președintelui a fost ministrul interimar al Agriculturii și Protecției Mediului, Ion Perju. Funcționarul a dezmintit informația distribuită de instituția prezidențială și a subliniat că temei de îngrijorare nu este. Îmi pare rău că doamna Sandu a fost dusă în eroare, probabil că de consilierii săi, dar nici un kilogram de grâu din rezerva de stat nu a fost vândut. Din start vreau să menționez că securitatea alimentară a țării este asigurată. Rezerva de stat dar este chiar cu 25% mai mult decât se solicită ca această rezervă să fie constituită. Mai mult, potrivit lui Perju, ceea ce s-a întâmplat la gura Kamencei era de fapt o acțiune de reînnoire a grâului, care exact ca și oricare alt produs alimentar are termen de valabilitate. Deci încă anul trecut, în iulie, dacă nu greșesc, anul trecut a fost aprobat o hotărâre de guvern prin care în jur de 16.000 de tone de grâu care expira în mai anul curent, perioada de calitate, spunem așa, trebuia să fie reînnoit. În situația în care anul trecut a fost un an destul de dificil, noi am solicitat ca această reînnoire a grâului să fie lăsată pentru perioada mai târzie, pentru anul curent. De ce? Ministerul de Interne, de fapt Agenția Rezervei Materiale, și-a proces la această reînnoire a grâului. Situația a fost comentată și de către deputatul PPD Alexandru Slusar. Alesul poporului a dat de înțeles că Sandu a stârnit vâlvă, având în spate o informație eronată, iar o simplă investigație ar fi clarificat situația. Știrea cea bună este următoarea. Nici un kilogram de grâu din rezerva de stat nu a fost exportat din țară. Urmărit soarta altor cantități de grâu care au fost distribuite din rezerva de stat, nu a fost exportat. Repetăm încă o dată. E pusă problema un pic incorrectă, deoarece rezerva de stat nu poate să se ocupe cu exportul. Dacă rezerva de stat încearcă să exporte grâu din țară, în 5 minute acolo trebuie să vină procuratura. Iar în opinia directorului Institutului Economiei de Piață, Roman Chirca, pasul întreprins de Maia Sandu este unul politic și vine să facă vârf în societate. Grav este că acest lucru ar putea veni la pachet și cu o serie de consecințe. Nu este altceva decât tehnic, nu este un mesaj, decât un mesaj de crearea panicii. Și dacă ar fi fost o singură dată, bine, era o greșeală. Acum se observă că e un lanț întreg de acțiuni care nu au finalitate, care nu au soluții, care vin doar să obstrucționeze pe departe fluxurile de producție agricole, să transmită mesaje dificile sau incerte comunității fermierilor și, în general, consumatorul, care este cel mai grav. Riscăm iarăși să avem majoritatea cetățenilor să ia cu asalt rețelele de magazine alimentare și piețele. Iar acest lucru creează dificultăți în aprovizionare. Primele efecte ale mesajului pesimist, după cum l-au calificat experții transmis de Sandu, nu au întârziat să apară. Un grup de protestatari au blocat drumul spre Vama Giurgiuleștreni, împiedicând trecerea a 10 de camioane. Manifestanții scandau sloganul "Ni se fură pâinea" și s-au luat la harță cu oamenii legii care au venit să asigure ordinea publică și să elibereze traseul. Între timp, la Chișinău, șeful statului a scos de pe agenda ședințe Consiliului Suprem de Securitate subiectul cu privire la așa zisa problemă de gestionare a grâului din rezerva de stat. Oare de ce? Am încercat să luăm legătura cu reprezentanții instituției prezidențiale pentru a obține răspuns la această întrebare. Până la etapa actuală, nimeni nu ne-a răspuns la telefon.